va fi scris acolo. Acum nu pare rău, nu pot. Nu, nu, dar o să o vedem și așa. Poate asta a fost pregătită de colegi. Dar este un instrument de control, câte amenzi sau dosare penale, nu știu cum ne încadrate. Este și răspuns la, este o altă întrebare legată de inspecție. Și acolo e totalul penalităților date, ales totalul penalităților date pe anul. Mai este o problemă legată de baraschie. Problema care a fost instituită, adică aspectul care a fost instituit însăși prin legea apelor din 96. Cantitățile acelea de 5.000 de metri cubi, da, de care pot beneficia primăriile, da, pentru nevoile proprii. Da. Din păcate, legea apelor nu spune absolut nimic mai mult în afară de acest fapt că primările au posibilitatea să exploateze anual 5.000 de metri cubi. Fără să se facă absolut niciun fel de referire la faptul că dacă râul permite într-adevăr exploatarea acestor cantități de 5.000 de metri cubi, de fi către fiecare primărie, că s-ar putea întâmpla ca anumit... Anumit să exploateze aia 5.000 de metri cubi, ei au nevoie de aviz de la noi. Da, să obțină avizul de la noi. Trebuie să facă o estimare. Înțelegeți? Deci noi ei vină și cu studiu. Deci noi nu dăm aviz pentru așa ceva fără un studiu prealabil. Asta e ideea. E simplu. Ca și ce ne lege. Dar e metodologie. Exact. Eu știu. Este o metodologie foarte sofisticată, care nu știu dacă chiar se respectă. Acum chiar pașul și asta nu... Asta e sunt detalii. Nu de avize, dar în principiu. În principiu asta e ideea. Deci ca să obțină, deci ca să poată exploata și aia 5.000 pe care au dreptul ei fără mare bătaie de cap, dar pentru aia trebuie să obțină aviz de la noi. Da. Și vă spun un lucru, cred că e interesant. Legat de tot de Liraj. Suntem aici, în parerea Lirajului. Problemele, de exemplu, la Eremitul, partea superioară a bazinului hidrografic, au cu eroziunile de mari și cu eroziunile de adâncime, pe râu, au început după ce au fost scoase cu nemiluita toate pietrele mari din, cu asta s-a început, pietrele mari din albie, care au fost folosite pentru construcții. Problemele de eroziune pe partea superioară a Drajului a început numai după ce albia râului s-a curățat de pietrele mari. Pe sectoarele inferioare, unde în mod natural se regăsește fracțiunea cu dimensiuni mai mici, pietriș, nisip mare, nisip mic, așa mai departe, problema se pune în aceeași măsură. Și știm bine toți în zonă cum arată albia în Lirajul în partea mijlocie și aval, cauzată mult, într-o măsură foarte mare, de exploatarea pietrișului nisipului necontrolat. Ca o să încheia... Dumneavoastră faceți afirmație că ne controlați. Dați-mi voie să nu fiu de acord. Nu trebuie să fiți neapărat de acord, dar consecințele se văd. Că Mirajul s-a adâncit cu, și nu de la sine putere, că a fost ajutat a fost forțat să ajungă la acest rezultat și a adâncit avia în marlă. Se poate vedea foarte clar. Marurile sunt acum foarte înalte și statuile de pietriș sunt suspendate deasupra fundului albiei. Albia Drajul s-a fundat cam cu 1,5 metri, 2 metri în marmă, în care n-avea cum să ajungă în mod normal. Exact același fenomen este și la balastiera de la Gornești, unde se vede foarte clar cum pietrișul este sus și Mureșul curge cu mult sub în marmă. Noastră aveți o prezentare legată de adâncirea albiei în Miraj. Am văzut-o acum 2 ani. Da. Dar atunci cauza era alta, erau digurile. Acum ați balastierele? Am spus că la partea mijlocie și inferioară, exploatarea nisipului și pietrișului a contribuit la acest lucru. Acum, balastierele alea neautorizate să acumulează noastră, acasă de vin acum. Dar aici cu balastierele, e o altă problemă, să nu mă confundăm, pentru că nu discutăm acum numai această problemă. Ieri am discutat și problema balastierilor și asta, într-adevăr,
care se vor pune în viitor, fie nevoie de balast. Nu? Vor fi construcție nevoie de balast. Se construiesc autostrăzi. Da. Și dacă se continuă în această... Un pic. Se construiesc autostrăzile. Avem experiența altor state care au folosit zgura de la industria grea pentru autostrăzi. E o problemă. Eu n-aș fi sigur că e o soluție bună. Deci oricum e nevoie de bază de să se construiește. Metale grele. Se fac analize, nu orice fel de zgură se produce. Deci există soluții alternative asta. Există. Vor fi extrasori de balastiere, asta e sigur. Deci asta oricum poate să nimic de balastiere să fie nevoie în continuare. Deci asta am discutat, că și aici, iar revenim la nevoia de a avea o viziune integrată în acest plan de management. De exemplu, dacă am avea o evaluare între, hai să zicem, Târgu Mureș și Reghin, sau să nu mergem până în Reghin, să mergem până la Periș. Unde există balast? Și unde se poate exploata balastul în așa fel, ca în urma exploatării, să fie și un proiect de reconstrucție ecologică. Vedeam acum la ce se întâmplă, știm că râul e foarte lat, apa se încălzește, nu... Deci, nu mai vorbim, că am discutat de nu-s pești în Mureș, vreau să știe toată lumea, dar... Că nu-s pești în Mureș? Da. Cine? Eu nu știu. Păi, cum să nu pescari? Asta este lumea pescarilor. Că de 2 ani, pescarii din Târgu Mureș, fiecare... de Revelion. Nu sunt pești în Mureș. Nu. Asta este o surpriză ce au dat. Să vorbiți odată. Păi asta e rezultatul că nu țineți legătura cu asociațiile de pescari. Dar nu e adevărat afirmația asta. Cred că nu mai aveți pescari. Pare rău, dar nu e adevărat. Domnul Modovan, de 2 ani pescari la întâlnirea anuală nici nu mint că au prins pește, pentru că toată lumea știe că nu. Nici dacă e față. Veniți cu mine... Nu mai mint. Nici nu mai mint. Nu îi pește în Mureș. Dați-mi voie să nu fiu de acord cu afirmația. Deci chiar nu sunt. Și vă spun și de ce. Pentru că noi facem monitorizarea speciilor de pești. Poate specii așa mici, da. Haideți să fiți serios. Serios. Chiar nu sunt pești în Mureș. Aici lapăr pe domnul Moldovan acum când haideți să fac lucrurile astea. Se fac studii, dar pescarii nu o prind. Atunci pescarii sunt mai proști, sau nu știu ce să zic, dar... Îl mai cistiți! Nu mai mint așa mult! Dar hai să revenim. Cum să fie pești mai mulți. Deci pești mai mulți pot să înmulțească populația piscicolă dacă creăm condiții, dacă habitatul natural e reabilitat. Și acest lucru se poate face printr-o combinație exploatarea balastului și recrearea condițiilor. Cum se poate? Dacă ar exista un plan unde să se realizeze aceste balastiere, care pe unui program să fie legată de râu, să funcționeze ca brațul moarte, ca să fie legat de habitatul, să fie o zonă inundabilă, să fie reinclusă în zona inundabilă a Mureșului. Pentru că la ora actuală ce se întâmplă, râul e marele suspendat. Că la Gordești ați văzut, e un metru jumătate, 2 metri râul curge în apă, în marmă. Deci, pe bandă. Deci, habitatul e fragmentat.